Așa cum vă spuneam, dacă nu era această conferință de presă, care a fost planificată, programată cu mai mult timp înainte, intenționam să convoc o conferință de presă extraordinară pe o situație care s-a întâmplat ieri și care merită niște explicații mai ample. Mă bucur că sunt aici și vă aș cere sprijinul să fiți foarte atenți în sensul în care ne puteți ajuta în modul concret privind această situație, adică să o gândiți la modul concret și așa cum reiese din documente. Și am avut surprize total neplăcute cu oameni care fie că nu au înțeles, fie că sunt rău, lucru care se întâmplă mult frecvent și nu este un capăt de țară că se întâmplă lucrurile acestea, dar lucrurile merită, pentru că sunt totuși tot o altă ecuație decât cele prezentate până acum. E vorba despre punerea în posesie a unor cetățeni pe un teren de la stadionul Aripi. Pe scurt, aș vrea să fac o cronologie a acestei situații, dar să spun înainte de toate că cetățenii au solicitat o suprafață de teren de 7500 de metri. N-a scris nimeni lucrul acesta. 7500 au solicitat. Atât de veche povestea că nu și-a mai adus nimic. 7500 de metri au solicitat cetățenii. Cererea de restituire a acestei suprafețe a fost făcută în 2005. Comisia primăriei a respins solicitarea lor de punere în posesie a acestui teren, pentru că documentele pe care le-au depus în acest scop erau incomplete. S-au adresat instanței văzând că Comisia de Fond Funciar a Primăriei Pitești a respins în 2005 această cerere a lor de punere în posesie prin faptul că nu aveau documentele concrete și în sensul că ne-am dorit foarte mult să protejăm patrimoniul de la stadionul Aripi. Văzând că primăria a respins și probabil între timp și-au procurat documentele necesare, persoanele respective s-au adresat instanței în anul 2007. Deci suntem în 2019 acum. În 2007. Procesul s-a finalizat în anul 2011 și au solicitat aplicarea sentinței în 2013 în instanță din cele 7500 de metri pătrați pe care i-au avut în documente și pe care l-au solicitat la primărie, instanța le-a aprobat, i-a aprobat punerea în posesie cu o suprafață de 2483 de metri. Diferența de la 2483, adică până la 7500 cât au dovedit, au venit cu acte doveditoare că au fost proprietari, că au avut case, părinții și bunicii persoanelor, adică familia respectivă a avut imobile acolo, diferența de 5.017 metri pătrați a fost transmisă către fondul proprietatea, la despăgubiri. Au solicitat aplicarea sentinței în 2013, deci au sentința în 2011, au solicitat aplicarea sentinței. Deci uitați-vă cât am tras de proces, nu ca să curăm pe drumul oamenii, dar pentru a încerca toate soluțiile posibile să nu rămânem fără acest teren. În 2015 au solicitat aplicarea sentinței emisă în 2011 cu punerea în posesie a acestei suprafețe de 2483 de metri dintr-un total de 7500 de metri. A durat o corespondență pentru completarea de documente, pentru că sunt necesare niște documente, sentința nu este sentință, dar trebuie să aducă niște documente cu care să putem să mergem către aplicare, o obligație pe care o avem în sensul în care instanțele se pronunță într-un fel sau altul. Am aplicat sentința prin hotărârea Comisiei de Fond Funciar în 2015. Suntem în 2019, atenție mare! S-au făcut pași procedurali pe care legea impune și aici nu poți să pui sentința în aplicare decât dacă cu avizele OCPI și Comisiei de Fond Funciar, de la județene de fond funciar. S-au făcut aceste proceduri, s-a mers mai departe și văzând că, dar nu din cauza noastră, lucrurile au
mers mai greu din punctul lor de vedere, s-au adresat din nou instanței în 2000, s-au adresat din nou instanței în 2017. După care noi am instanța ne-a obligat ferm să-i punem în posesie cu această suprafață, după care noi am început demersurile către comisie privind eliberarea titlului de proprietate pe care la momentul acesta cei care au fost în posesie nu-l au, nu-l au. Mai mult decât atât, hotărârea este definitivă, irevocabilă și executorie, iar nepunerea în aplicare acestei sentințe are repercusiuni din punct de vedere legal și primarul poate fi sancționat cu până la sancțiunea cu privare de libertate. Instanța poate dispune și acest lucru. Ca urmare a acestui fapt că instanța a hotărât punerea în posesie și am încercat niște discuții, sau încercat niște discuții colaterale, am decis, mai ales pentru faptul că instanța ne obligă la plata plăți de despăgubire pe fiecare zi de întârziere, am hotărât să facem această punere în posesie. Neavând altă soluție privind recuperarea acestui teren, menținerea lui în circuitul public, atât de necesar copiilor celor care fac activități sportive la stadionul Albi. Ca urmare, ieri 14 mai, Comisia de Fond Funciar a Primăriei s-a deplasat la fața locului cu executori și cu proprietarii și au pus în posesie pe revendicatori, s-a întocmit procesul verbal de punere în posesie și urmează acum rapid de tot să vedem ce putem să facem în continuare. Ca urmare a acestui fapt, s-au purtat niște discuții colaterale, ce să vă spun, discuții, și rămân la nivelul acesta și aș vrea să vă spun, este cererea lor orograf scrisă de solicitanți. Verbal, au spus inițial că pe cele 2400 de metri doresc ca despăgubire 500.000 de euro. Mai departe, spun, explicându-se-le, domnule, nu e așa, pentru că noi nu suntem niște particular ca să ne tocmim și să spunem ce vrem noi și când vrem noi. Da, poftiți aici, doamna. Nu, la modul serios. Chiar e loc, doamne. Nu e nicio problemă. E loc. Îmi iau un scaun și s-a luat. Da. Ca urmare a solicitării dumnealor, noi vom începe demersurile chiar începând de azi de mâine, adică discuții cu acești deținători de teren de acum. Există o problemă. Condițiile lor sunt următoare. Mai bine zis, aș vrea să vă spun că, în primul rând, nu au acces la teren. Din nicio parte nu există niciun fel de acces. Condițiile lor, subsemnații Toma Zoe, Coșule Sofia și Toma Mircea, proprietarii pe terenul situat în vecinătatea școlii gimnaziale Mihai Eminescu, teren care taie terenurile de sport, eu vă citesc exact, stadionului, ale clubului sportiv Aripi, vă aducem la cunoștință că, în eventualitatea în care doriți un schimb de terenuri, cererile noastre sunt următoarele. Să fie un schimb care să conțină teren de aceeași mărime și în aceeași locație. Eu vă arăt toată schița din zonă, nu există un milimetru. Noul teren, noua poziție să fie însoțită de un drum de acces, ceea ce dumnealor nu pot folosi niciodată pentru că nu-l au. Toate documentele necesare, noi poziționări, să fie considerate ca obligația a dumneavoastră privind finalizarea, adică titlul de proprietate pe care nu-l au și alte chestii, ni le asumăm noi. Nu se poate. Acceptă și o eventuală despăgubire în bani la valoarea pieței de piață. Este pus în paranteză și punctul 4. Acum, noi vom purta discuții cu dumnealor. I-am convins și au fost de bună înțelegere să scoatem țărușii de pe terenul de sport până când găsim soluția să terenul să poată fi folosit. Și vom vedea dacă există variante care, din capul locului, după consultarea tuturor, nu ar exista. Pe de altă parte, schimbul de teren. E perfect aici. Vă rog, e foarte bine să știți și notez, mulțumesc. Am înțeles. Terenul nu se poate schimba că vrem noi și cum vrem noi. Terenul, schimburile de teren se fac prin... Nu, asta e o problemă. Hotărâre de Consiliul Local, oricum voi merge în Consiliul Local pentru orice variantă.
Dar să vă, primul lucru pe care legea îl impune este discuția părților, adică se cheamă un fel de prenegociere, iar după aceea legea prevede evaluarea cu un expert autorizat care stabilește în funcție de teren și preț și tot ce înseamnă pe care se poate discuta, cu o negociere pe care legea o permite, compusă din aparatul membrii, din salariații, specialiști din aparatul primarului și membrii ai Consiliului Local. Lucru pe care eventual, pe care cu siguranță îl vom face. Acum, de acolo vom ști prețul, nu ceea ce ne dorim noi sau ce dorește altcineva. Nu dăm cu banii pe din afară, dar insistăm foarte mult să rezolvăm problema. Depindem foarte mult de modul în care vom găsi înțelegere la proprietari. Acum, există și niște variante acolo, cumva, dar este, ne-am uitat în fel și chip pe documentele pe care le avem. Să luăm cumva terenul, este aici, așa. Terenul taie, deci proprietatea acum taie efectiv terenul de tenis și terenul ierbat și terenul sintetic. În situația asta de aici nu are niciun acces pe nicăieri ca să ajungă la acest teren proprietarul. Am avea o rezervă cumva strică, mai aici, dar e preferabil să unim, dacă găsim o soluție, deși ăsta este terenul, e un teren omologat. Să luăm la margine aici o bucată de teren, dacă nu există altă soluție, să luăm o margine din terenul existent. Păi uitați-vă, de jur împrejur nu există vreun metru de teren. Să luăm o margine asta de teren și să-l întregim în zona asta, să facem alipirea. Mai există o variantă, fel și fel de variante, am consultat arhitecți, experți, să luăm din curte de aici cumva, din curte, aceasta este curtea liceului, să luăm o bucată de aici, să o întregim cu partea asta în echivalență cu, prin procedurile legale, și ar avea și acces și să lăsăm terenurile neatinse ca să ne putem continua activitatea care este de în jur de 40 de ani activitate sportivă pe acest teren. Dar și dumnealor au venit cu documente de proprietate din 1936. Și mai vreau să vă spun că în Pitești, și nu numai în Pitești, uitați-vă ce e în București, că acolo e jale, s-au luat parcuri, sau mult s-a înstrăinat, mă rog, dar prin, numai prin hotărâri de instanță, așa cum vă spun, cum am enumerat toți pașii aici, și nouă, de-a lungul timpului ne-au fost luate multe, foarte multe terenuri, iar rezervă de teren la Pitești este zero. Păi am fost deposedați prin hotărârile de instanță care nu sunt documentate și dacă proprietarii au reușit să-l convingă instanțele să, cu documente să-i pună în proprietate, noi trebuie să ne comportăm din punct de vedere legal în situația în care instanțele dispun. A fost luat spitalul de oncologie. De la Pubritrans s-au luat 15.000 de metri pătrați plus 13.000 de metri pătrați, toată partea de sus 28.000 de metri pătrați. De la DP s-au luat toată curtea și serele, prin instanță, Dumitrești. S-au luat terenul de blocuri o grămadă, iar chiar în Craiova, în vecinătatea acestui teren, n-a scris nimeni și mă bucur mult că presa și populația este interesată de lucrul acesta. Noi am comunicat situațiile în care ne-am aflat, n-a spus nimeni despre lucrul acesta. S-a luat izvorul public, este proprietate privată pus în posesie de către instanțe de pe Craiova, din vecinătate, plus terenul de joacă, cu tot terenul aferent, s-a pus în posesie. E punere în posesie și este privat. Capetele de linie de la 19 și de la 8 din Trivale, luate de mult, unul câte unul, nu mai există nimic. Bradu a făcut pureri în posesie, le-am numit stadionului, o grămadă de locații. Curtea interioară de la complexul din Craiova, și aia, știți? Este luată, sigur că, dar prin instanță. Deci, curtea de la grădinița 5. Nenumărate terenuri. Domnule primar, nu vorbim aici de apelațiile legislative, cum a fost și legea din 99, da. Restituție ori integru. Da. Problema foarte mare în Pitești este aceea că oamenii care au pus gheara pe niște teren, pardon expresia, nerevând sau chiar cu mijloace proprii, înalță blocuri fără niciun fel. Cum se întâmplă în Craiova, vile printre blocuri de nu sau blocuri printre blocuri de numai de mulți locatari nu mai văd lumina. Deci există și riscul și aveți perfectă dreptate. După și cu autorizații care nu reușeau cu autorizații cu într-un mod care nu respectă nici puguri, nici puzuri. Nu există așa ceva. Deci oamenii merg în instanță să respectă, sunt arhitecți, vă spun la sânge. Din contră, suntem mult mai restrictivi. Uitați-vă, în orice oraș, am avut discuții.
Clujul nu are unde construi pentru că este un oraș mai dezvoltat decât noi, mult mai dezvoltat. Merg cu ele în calcan lipite. Duceți-vă să vedeți. Am zis la primarii doar alaltă. Ei, de sute de ani așa au construit. Uitați-vă la mare, dacă ați văzut, am văzut undeva un reportaj, au ajuns pe plaja mării, au ajuns în valuri cu blocurile. Deci a fost o chestie, da, da. Să știți că ținem de ele și am respins cât s-a putut. Este foarte greu. Pe de o parte, este bine că zestrea imobiliară s-a mărit foarte, foarte mult. 34-36% după 1990. Au crescut taxele și veniturile la buget destul de mult. Confortul pentru cei, că una sunt blocurile acestea, pentru cei care se mută acolo. Iar pe de altă parte, cu mare greutate, ții pe loc. Ții sau poți ține această dezvoltare. Și suntem în situația în care am ajuns cu orașul la limite. Deci orașele trebuie să-și găsească o aerisire, o extindere cumva, un spațiu mult mai mare, pentru că acum din cartierele Piteștiului deschizi ușa și ieși în comuna, comuna limitrofă. S-a ajuns pe toate văgăunile, cu case și cu vile, cine te miri și cine și cum. A fost punere în posesie pe zona de Bradu, tot tancodromul. Păi acum acolo a ajuns populația la 10-11.000 de suflete la blocuri și la case sunt călarele, une peste altele, toate metru cu metru. E o situație, probabil că o refulare, așa că în timpul, vorbesc la nivel de țară, nu s-a construit. Dar și aici sunt niște informații, sper să nu fie așa, sperăm să nu fie așa, că sunt ochiri, terenul acesta este ochit deja de dezvoltatori. Noi și chiar vedeam un bloc, două, trei acolo, în curtea școlii, iar e frumos, cu de ce nu? Da, ca să vadă meciurile în direct. Doamne ferește, este și această posibilitate. Din acest motiv, noi ne grăbim foarte tare și vă spun, declar aici și vom declara, cum v-am spus, toate etapele. Și cum a început procesul din 2005 și a notat și până acum, uitați-vă de când ne luptăm, din 2005 când au venit. Domn primar, dar nu era mai ușor ca în momentul în care el a câștigat primul proces, da, să aveți o negociere cu proprietarii și să se, nu știu, să, probabil atunci era și mai mult teren în Pitești, probabil vă înțelegeați la o altă sumă. Nu, da, câștigat. Acum eu în locul proprietarilor aș cere și primăria, dacă s-ar putea. Și mi se pare corect, no, pentru că au titlul de proprietate și acum probabil vor cere mult mai mult decât... Titlul de proprietate, posibil. Titlul de proprietate nu l-au nici acum. Păi da, dar e clar că trebuie să-l dați. Dar au câștigat în 2015 și cu documentele obligatorii la punere în posesie, un an de zile a durat și nu contestă. Un an de zile, mai bine, un an de zile a durat până când au venit cu documentele care sunt obligatorii pe lângă hotărâre. Eu întreb concret, până în acest moment, da, cineva din primărie a avut vreo discuție cu ei vis-a-vis de acest teren? Vreo negociere, la modul... Negociere, nu. Păi negocierea nu poți să o faci decât când este proprietar. Păi da, era clar că ei câștigă, nu mai bine discutați cu ei înainte era, și... Doamne, nu era clar. Am câștigat 29 de hectare de teren... Da, domn primar, dar aveți atâta experiență în spate care... Deci, atenție mare, pe livezilor, am câștigat 29 de terenuri, așa, după 6 ani de procese. Inclusiv San Siro, în prima instanță, a fost câștigat. Da, știu. Și ultima, nesperat pentru noi, 29 de hectare. Ce făceam? Tot ce era parcări, tot ce era zone, blocuri, case private, magazine și în concluzie, ce le transmiteți copiilor și părinților care... Da, am spus, în concluzie, spun că de ieri, deci ne-am mobilizat de ieri, am vrut să facem conferința azi, vom pune pe site... decizia, pentru că s-a interpretat în fiecare cum a crezut și de aceea v-am spus și v-am cerut și sprijinul legat de cronologia situației. Vom începe discuțiile azi, mâine, poimâine, repede. Sunt dispus și sunt dispus să vină la discuții dintr-un motiv, că nu știu cât de... Există un motiv. N-aș vrea să... Adică noi suntem cu toate deschiderea. E vorba de faptul că terenul la momentul acesta, fără un acces, este un teren mort. Dar ne încurcă în activitate și nu vrem lucrurile să le tratăm așa ca să fie, că timpul și așa va dura un pic până când și-a titlul de proprietate, dar așa cum a spus și dânsul și dându-și seama de situația asta, e dispus la negocieri, să spun așa. Am înțeles, care eu bine sau spun acolo cumva la final ceva că acceptă prețul pieței? Nu, deci eu v-am citit ce spune la prețul pieței, ceea ce nici nu se poate altfel. Da, păi mă mai spun o dată. Să se schimbe cu un teren de aceeași mărime, schimbul. Teren de aceeași mărime nu-l avem, nici nu există și aceeași mărime ca termen nu există, decât o evaluare care poate spune un teren mai mare sau mai mic. Mai mare sau mai mic, să fie sigur, aceeași, da, valoare. Noul teren al poziției să aibă și un drum de acces. Da. E clar. Nu va accepta, sunt sigur, altceva.
Și noi suntem strânși că trebuie să facem negocierea asta pentru că ne blochează activitatea. Da? Iar toate documentele necesare să fie, să fie suportate, făcute, mă rog, și logistic și financiar, tot ce trebuie, da, cadastru, le plătiți noastră. Tot și să ocupe cineva cap coadă. Adică iar nu se poate noi numele, poate cu printr-o procurorie, o excepție, nu știu. Dar vom începe discuțiile, să vedem discuțiile, că de ieri am spus că vom discuta. Dumneavoastră, sunteți optimist că acel teren va rămâne al copiilor? N-aș putea să spun că sunt optimist în sensul că... În sensul că sperați. Nu, în sensul că sper. În sensul că și dumnealor sunt determinați să poarte discuții cu noi. La modul ăsta mă gândesc că putem să fim optimiști. Eu am venit la dumneavoastră cu tot ce există, cu fiecare rând, cu fiecare zi, să spun tot, să tragem fiecare... Domnul primar, și da. Noi și părinții ne pricepem foarte puțin da. La da. Acele hârtii nu care... Nu sunt foarte complicate. Da. Am înțeles. Păi dacă nu ne interesează concret. Nu ne înțelegem noi și nu. Adică eu zic că toată lumea înțeles și dacă mai e nevoie, vă punem documentele pe masă. Păi noi ne interesează concret. Da. Și am spus așa și cu asta nu mai am ce spune peste. Că suntem determinați, interesați să găsim o soluție cât mai repede, imediat dacă se poate. Să declanșăm discuții și de aici vor deriva, eu știu, șansele noastre și pretențiile de o parte sau de alta. Noi nu avem pretenții. Cât la sută credeți dumneavoastră că este rezolvată problema? Păi eu vreau... Păi nu. Domn primar, e o situație foarte gravă. Și vă văd că nu sunteți foarte optimist. Păi nu, dar am pățit multe la viața asta cu puneri în posesie. Ne-am trezit peste noapte, am zis, ba suntem, ba nu suntem. Și de la noi, de mâna noastră, nu ne-a acuzat nimeni. N-am avut o problemă până la modul ăsta. Chiar nu avem și cred că nu știți vreun caz. Ne ținem foarte serios. De aceea dura 10 ani, că așa puneam imediat. Ați văzut, la Timișoara s-a pus tot centrul cu toate casele. Imediat l-au pus la dispoziție. Tot și centrul numai Timișoare. Noi n-am făcut lucrurile astea. Noi ne-am bătut 10, 15, 12, 18, 7 ani. Cum vă spuneam, 8 ani și jumătate ne-am bătut pentru și e una din situații, dar am câștigat în foarte multe situații. Însă am și pierdut. N-am cum să știu ce gândesc oamenii, dar dacă spun că suntem determinați, vorbesc cu niște oameni serioși și am și vorbit dimineața la prima oră, am colegii din primărie, am făcut un comandament pe situația asta. Deci nu dormim pe noi cum nici n-am dormit până acum. Nu pot să fiu sigur, să văd întâi, după o primă discuție, după a doua discuție, putem să tragem niște concluzii. Să vedem ce va spune și omul, ce va zice și dumnealui. Acum poate să zică și una și alta, da.